ai venit la cea de-a doua ședință. Salut, eu sunt Dr. Cosmin Ciocârlan, specialist în recuperare medicală. Te invit astăzi să efectuezi împreună cu mine o ședință de kinetoterapie pentru coloana vertebrală lombară. Apasă butonul de subscribe și hai să încep! Așezat pe spate pe saltea, genunchii îndoiți, tălpile pe sol. Vreau să pun mâinile între imea superioară a coapselor, iar din această poziție împing ușor paralel cu salteaua. Mențin un pic poziția și apoi relaxez. La această mișcare ar trebui să simți o ușoară întindere a coloanei vertebrale lombare. Din patrupedie, trag aer adânc în piept și apoi îndoi genunchii până când fesele ajung foarte aproape de călcâie sau intră în contact cu acestea. Apoi revin cu greutatea pe braț. Inspir când vin în față, expir când mă duc către călcâie. Din patrupedie, las bazinul să cadă în față, concomitent cu transferul greutății pe brațe, unde voi sta câteva secunde, apoi revin și duc fesele peste călcâie cu relaxarea coloanei vertebrale. Mențin poziția. Față, las greutatea pe brațe și bazinul cât mai relaxat. Bun. Revenim. Din patrupedie, cu greutatea plasată uniform atât pe genunchi cât și pe palme, ridic privirea concomitent cu arcuirea coloanei vertebrale lombare și apoi
Las privirea să cadă concomitent cu anularea curburii din zona lombar. Sus arcuiesc, jos relaxez. Foarte important, nu vreau să exagerez pe niciuna din aceste două mișcări. Patrupedie, voi veni cu un membru superior pe sub trunchi și voi întinde cât de mult pot. Apoi revin, schimb membrul de sprijin și întind mâna cât de departe se poate. Foarte important, suntem limitați aici de senzația din zona lombară. Nu ar trebui să simți niciun fel de disconfort. Singura senzație acceptată pentru zona lombară este aceea de întindere. Așezat pe spate pe saltea, genunchii îndoiți, tălpile pe sol. Vreau să pun mâinile între imea superioară a coapselor, iar din această poziție împing ușor paralel cu salteaua. Mențin un pic poziția și apoi relaxez. La această mișcare ar trebui să simți o ușoară întindere a coloanei vertebrale lombare. Din patrupedie, trag aer adânc în piept și apoi îndoi genunchii până când fesele ajung foarte aproape de călcâie sau intră în contact cu acestea. Apoi revin cu greutatea pe braț. Inspir când vin în față, expir când mă duc către călcâie. Thank you.
din patrupedie, las bazinul să cadă în față, concomitent cu transferul greutății pe brațe, unde voi sta câteva secunde, apoi revin și duc fesele peste călcâie cu relaxarea coloanei vertebrale. Mențin poziția. Mă duc din nou în față, las greutatea pe brațe și bazinul cât mai relaxat. Revenim. Din patrupedie, cu greutatea plasată uniform atât pe genunchi cât și pe palme, ridic privirea concomitent cu arcuirea coloanei vertebrale lombare și apoi las privirea să cadă concomitent cu anularea curburii din zona lombară. Sus arcuiesc, jos relaxez. Foarte important, nu vreau să exagerez pe niciuna din aceste două mișcări. Patrupedie, voi veni cu un membru superior pe sub trunchi și voi întinde cât de mult pot. Apoi revin, schimb membrul de sprijin și întind mâna cât de departe se poate. Foarte important, suntem limitați aici de senzația din zona lombară. Nu ar trebui să simți niciun fel de disconfort. Singura senzație acceptată pentru zona lombară este aceea de întindere. Așezat pe spate pe saltea, genunchii îndoiți, tălpile pe sol. Vreau să pun mâinile între imea superioară a coapselor, iar din această poziție împing ușor paralel cu salteaua. Mențin un pic poziția și apoi relaxez. La această mișcare ar trebui să simți o ușoară întindere a coloanei vertebrale lombare
și așează-ți mâinile sub frunte. Vom menține această poziție timp de 30 de secunde. Încearcă foarte, foarte mult să te relaxezi în acest moment pentru a fi pregătit pentru următoarea fază a acestui exercițiu. Bun, aduc coatele lângă corp și mă împing în acestea până ce efectuez extensii. Foarte important, toată această mișcare se va efectua cu ajutorul membrelor superioare. Încerc să țin coloana vertebrală cât se poate de relaxat. De asemenea, amplitudinea ridicării depinde de la persoană la persoană. Îți recomand să te ridici atât cât simți tu că este confortabil. Bun, hai să mai facem o repetare. Excelent. Rămânem sus și menținem poziția. Menținem poziția. Foarte, foarte. Ok, ne odihnim. Nu uita să dai subscribe. Revenim și menținem poziția. 5, 6, 7, 8, 9. Pauză. Cobor un pic până jos, trag aer adânc și sus. Țin poziția. Las coloana vertebrală să se relaxeze. Vreau să simt cum fiecare mușchi al spatelui în acest moment este scos din joc. Toată greutatea este pe brațe. Revin, relaxez, trag aer adânc și simt toată greutatea pe coate. Zona lombară este relaxată. Concentrează-te pe senzația de pe nervul sciatic. Pauză. Trag aer adânc, sus și e ultima repetare. 5, 6, 7, 8, 9, excelent. Ne așezăm înapoi pe saltea. Stai cât simți tu că ai nevoie. Dă-te rog subscribe. Și de această dată vom pune mâinile la nivelul solului. Palmele sunt în dreptul pieptului. Privirea ușor în față. Mă împing în coate și mențin această poziție de arcuire. Țin să precizez că această poziție este una pentru cei mai avansați. În cazul în care nu ai suficientă forță în brațe sau te deranjează zona lombară în această poziție, limitează-te la a repeta din nou ridicarea pe coate. Bun. Revenim și stăm pe saltea. E momentul în care te relaxezi. Ai un pic de răbdare cu tine. Rămâi acolo și concentrează-te pe respirație. Inspir, dau afară. Inspir, dau afară. Bun, și încă o dată. Inspir, dau afară. Trag aer adânc și hai cu mine sus. Bun. Relaxez spatele. Țin aici poziția. 4, 3, 2, 1, pauză. Minunat! Revin lent pe saltea. Și din nou mă concentrez pe respirație. Trag aer adânc, dau afară. Trag aer adânc, dau afară. Nu uita să dai subscribe. Trag aer adânc, dau afară. Pregătim imediat să mai facem încă o repetare. Hai! Sus! Dacă simți că nu te mai ajută brațele, am să te rog să nu forțezi. Ia o pauză pentru astăzi și data viitoare poți încerca, dacă te simți ok cu zona lombară sau cu brațele, să stai ceva mai mult timp sus. Ok? Noi revenim aici. Pauză. Bun, rămâi acolo, ai răbdare. Mai avem două repetări și am terminat programul pentru astăzi. Respir, relaxează-te.
Ok, ne pregătim, ne pregătim. Și hai sus. Bun. Rămâi acolo. Este penultima serie de 30 de secunde. Mai avem 20. Concentrează-te pe spate. Lasă-l relaxat. Bun. Pauză. Bravo! Foarte bine! Bravo! Asta este tot pentru astăzi. Abonează-te, te rog, la canal și scrie-mi în comentarii ce ți-a plăcut și ce nu, cum se simte coloana vertebrală după efectuarea acestei ședințe. Urmărește-mă deoarece urmează o nouă ședință de kinetoterapie pentru coloana vertebrală lombară. Eu sunt Cosmin și îți doresc multă sănătate!